O, domnul Crin, ce onoare! Da, poftiți, intrați, luați loc că-i măturat. Păi da, ce mai faceți, domnul Crin? Ce vă uitați așa? Domnul Crin Antonescu și-a spus părerea despre demisia lui Ponta. Da, ce rapid ați fost, domnule Antonescu, ce prompt! De-abia așteptăm prin ianuarie așa să ne spuneți ce credeți la cald despre instalarea guvernului Cioloș. Într-adevăr, domnul Antonescu, trăim într-o lume nebună și rapidă. Acum pui capul pe pernă, când îl ridici vezi că a picat guvernul, s-au mărit salariile, iar teroriștii au preluat puterea în Europa. E drept, a trecut o lună între timp, dar oricât. I-au mai spus și repet, cred că ideal pentru premierul Ponta era dacă domnia sa demisiona acum un an după alegerile prezidențiale. Eu cred că inclusiv pentru domnia sa ar fi fost mai bine din punct de vedere politic, dar, lăsând la o parte chestiunea asta, cred că nu are rost să discutăm foarte mult. Este o demisie pe care domnul Ponta a dat-o, a asumat-o, a explicat-o și cred că din punct de vedere strict politic a fost o bună ieșire pentru domnia sa. E, da, a fost o ieșire, dar ci că a lăsat ușa deschisă, chiar legat de asta. Oare ce face domnul Antonescu? Și dânsul s-a retras, și dânsul a zis că pleacă, dar parcă tot dă târcoale, așa. E ca aia care se plimbă pe lângă reporter pe stradă, doar li se vâră un microfon în față să spună și ei ceva. Știu, vă mulțumesc, sunt absolut convins de sinceritatea dorințelor dumneavoastră, dar trebuie să vă dezamăgesc, categoric nu. Decizia mea e definitivă. E, nu cred. Poate că vorbește și dânsul la nervi. De sărbători, știți cum se spune, devenim cu toții mai buni. Poate se răzgândește și Crin Antonescu. E și aiurea. A plecat Ponta, a plecat Crin. E ca în fotbal, fără Bitică Dragomir, fără Mircea Sandu. Hai să zicem, mai bagă Băsescu bățul prin gardă, altfel subțire, numai oameni plictisitori. Au venit acum și tehnocrații ăștia, pe bune. Dacă nici nu ne mai distrați, chiar ați devenit total inutili.